Mai ajungi și la teme? Ce? Ce mai zis? Și la teme? Nu. Temele le faci tu singur și eu te verific, da? Și dacă nu știu să le fac? Hai că știi tu că ești băiat deștept. Nu-mi fac griji. Sau putem să mai facem avioane. Tati, facem avioane, dar după ce îți faci temele? Tu încerci să mă păcălești. Nu încerc să te păcălesc, ce? Așa face el, ne păcălește pe toți tot timpul. Alice, te rog, măcar nu de față cu Robi. De ce? Mie îmi place cum glumește mama. Tati, hai fugi sus, te rog frumos, și faci temele și vin și eu și le verificăm împreună, da? Hai. Bravo. Bravo, tati. Abia aștept să mă fac o mare și să mă joc toată ziua pe tabletă. Așa, Alice, ce mai vrei să-mi reproșezi? Ce s-a mai întâmplat? Hm? M-ai mințit că ai fost certa cu Lia. Nu e treaba ta. Ba da, e treaba mea, pentru că eu am crezut că... Ce ai crezut? O să... Că ce? Că ne păcăm, nu? Băi, ți-am zis de 1000 de ori, și dacă n-ar fi Lia, eu nu mă întorc la tine. Nu înțelegi? Păi de ce vorbești așa? Cum adică de ce vorbești? Zi-mi și mie, de ce ți-am făcut ca să-mi vorbești acum așa? Pentru că văd că nu înțelegi altfel. Vreau să știu un singur lucru. Ce vrei, mă? Ai fost sau nu certat cu Lia? Am fost, da. Dar ne-am împăcat. Cum e lumea asta? Tu ești cel care minte tot timpul, non-stop, și eu sunt aia rea. Băi, zi-mi și mie, când o să ai tupeul să spui și lucrurilor pe lume fără să mai minți? Când o să înveți să accepți adevărul? Atunci. Mersi. În cere. Și eu mersi. Mâine la aceeași oră? Da. Te las undeva? Nu. Să știi că nu vine să mă ia, stai liniștită. Nu de asta te-am refuzat. Mă văd cu Elena. Ok, dar să știi că nu poți să le vii la nesfârșit. Momentan am nevoie de o pauză. Poți să înțeleg asta. Ok. Ok, la un moment dat s-ar putea să avem o relație normală. Dar nu o să am niciodată încredere în el. Dar așa e mai bine să știi. Adică nici eu n-am încredere totală în el. Nici nu mai judec, poate să fac orice. E indiferent. Poate de-aia nici nu mai sunt așa dezamăgită ca tine. Așa a fost mereu? Da. Așa a fost mereu. Sau cel puțin de când m-am născut eu. Nu știu. Erau și zile când se comporta altfel, dar toate afacerile astea pe care le-am moștenit de la familia lui l-au transformat, pur și simplu. Dar să știi că eu nu mi-am pierdut speranța că într-o zi o să renunțe la tot. Uite, în ziua aia o să-mi fie mai ușor să stau lângă. Uite, are un motiv în plus. Ce-ai, Sorine? Nimic. E, nimic. Zi-mă ce ai. Fix acum când îți merge cel mai bine, ești nervos? Zi-mă. Ce-ți lipsește? Că ai de toate. Și dragoste, și carieră, și... Scuze. Bani. Zi-mă ce ai, hai. Probleme cu Sia. Nu știu ce să mai cred, nu... Păi, v-aș certa sau ce? Nu ne-am certat, dar... Și atunci? A fost o fază nasoală și eu nu știu ce să cred. Aparent, Sia i-a furat un pandantiv Emi. Ce? A, aparent, ok. Și tu crezi că Sia e în stare să facă așa ceva? Nu! Nu cred, nu știu. E, nu. E, o hoață asta este. Toată asta trebuia să fie acum la pușcărie.
Mama, cum poți să vorbești așa? Sia nu e vreo infractoare. Nu cred. Da. Nu vrei să crezi. Pentru că ești îndrăgostit și ești orbit de iubire. Așa se întâmplă. Când dai fluturi în stomac, nu mai vezi nimic, nici defect, nici... Dar zic eu, fata asta... Numai probleme a adus de când a apărut aici. Da, asta e. Ia eu bat gura degeaba. Hai, mamă, lasă-l și tu în pace, nu vezi că e prins la mijloc. Uite, eu dacă aș fi în locul lui, nici eu n-aș ști ce să fac. Ce să cred că... Nu-l mai țigăli. Da, și tu mă desconsider, mamă. Mama, hai că știi și tu că de multe ori exagerezi. Dar eu tot te iubesc. Și eu, mamă. Și eu vă iubesc. Da. Dacă... Nu știu. Dacă Emma mi-a scenat asta, Sie ca să o facă de râs. Poate, nu? Mamă, mamă, Emma este o fată cu minte. E cea mai bună din casa aia de săpăciți. Cine știe cum s-a schimbat la Londra? Corect. Corect, eu chiar nu știu ce să mai cred. Să pui mâna și să mănânci. Că se răcește și... E rece. L-am făcut. Am zis că e bună. Lumea. Mai mâncați. Oh, mai durează mult. O să vină și clientul până pleacă Alice. De ce? Cum și ce? În seara asta e serialul și vreau și o să-l văd cu Sorin. Ai, în seara asta? Da. Ok, era să uit. Păi vorbește cu Răzvan, că sigur înțelege. Nu fac eu din astea. Plus că i-am promis omului că stau să-l ajut. Hai mă, pune o întrebare, ce te costă? O să văd. Oricum, dacă Alice pleacă și ea odată, o să ajung și eu la timp. Știu că nu vrei să vorbim, dar m-a sunat Gianni și mi-a zis că s-a certat cu Carla din cauza ta. Și s-a aștepta să-mi spui? Da, normal. Și ești sigură că s-au certat din cauza mea sau te minte? Lia, s-au certat. Dar poți verifica, poți să sun pe Carla, nu? Eu cred că încearcă să ne manipuleze. Și voi lăsați. Cer scuze, iar m-am băgat unde nu-mi fierbe oala. Nu știu ce-i cu mine azi. Am plecat, mă duc la muncă. Poate între timp a plecat și Alice. Faci, mă. Se pare că Robi și cu Roxy se înțeleg. Da. Dar și dacă nu se înțelegeau, tot găsea Gabi o modalitate să o aduc aici. E, efectiv, încearcă să mă manipuleze cu copilul ăsta. Și reușește? Am aproape râs. Hai că n-a fost o glumă chiar bună. I-ai zis de divorț? I-am zis. Și tot sper să fie de acord să facem amiabil la notar. Am senzația că o să fie un proces lung. Și costisitor? Mai ales. Auzi, crezi că pot să o păcălesc? Nu e amuzant. Da, ai dreptate. Petru, ce s-a întâmplat? Alice e tare supărată. Da, hai că eu vă las să vorbiți de ale voastre. Otilia, eu știu ce încerci tu să faci acum. Și nu, te rog frumos, nu mai insista. Încerci să-mi o bași pe Alice pe gât, iar nu e ok. Te rog frumos. Stai, nu, ce? Ai înțeles greșit. Am înțeles eu greșit. Serios. Da. Te rog frumos, nu mă lua de prost. Nu mai insista cu Alice că e degeaba. Ia zi, cât te schimbi, ha? Aici nu Una. Se mai muncește?
În curând. Bun, șeful. O să preluăm un transport și o să reintrăm iar pe piața. Yes! Marfă bună sau azi de la portughezi? Calitate superioară, lux întâia. E foarte, foarte bună, toată lumea e pregătită, abia așteaptă să distribui, o să fim așa. Ce profit avem? Profitul e așa micuț momentan că la băieți le cam frică că ne urmărește poliția. Până ne căpătăm încrederea. Da, asta e o prostie. Pe mine mă urmăresc. Cu voi n-au nimic. Atunci poate că ar trebui să mai rărești vizitele pe aici. Am nevoie de ceva. Îmi trebuie un tir. Cu acte în regulă. Pentru ce-ți trebuie? Un transport prețios. Vreau să o duc pe Lia să viziteze vila noastră în Italia. Băi, tu ești nebun? Tu vrei să o răpești? Cum să fac altfel, fără să-l omor pe Petru? Păi și cum vrei să o răpești? Nu știu. Am o idee. Alice! Am ceva de discutat cu tine. Ce bucești? Jucăm? Hey. Da, fix ai venit, să știi. Dar astăzi mai mult să ne uităm la serial. Da, mi-a zis Emma. Da? Da, noi sunt atât de mândră de Sorin. Dar chiar ai de ce, să știi. Chiar ai de ce. Bună seara, Lia. Bună, Alice. Hai! Ce stai la ușă? Ce cauți aici? Eu l-am invitat. Ce ai făcut? Eu l-am invitat. Face parte din familia extinsă, nu-i așa? Lia. N-am ce discuta cu tine. Ascultă-mă, nu te-am văzut de ceva timp. Și vreau să vorbesc cu tine. Nu tu decizi asta. Ți-am zis că am nevoie de timp. Te rog. Știu. N-am eu timp. Bă, ce nu înțelegi? Nu vrea să te vadă. Petru, încerc să vorbesc cu fica mea. Te rog, nu vreau să vorbesc cu tine. E soția mea. Dacă vrei, vorbești cu mine. Hei, stop. Gata. Fii atent, Gianni. În direcția aia e lacul. O priveliște superbă. Ne vedem acolo puțin mai târziu până vorbesc eu cu cei doi. Ce faci? Ajungi? Era să nu ajung, dar am vorbit cu Răzvan și o să plec imediat. Sper că prinzi începutul. Ajung cât pot de repede. Hai, te pup. Bine, și eu te pup, pa. Ce ai, mă? Sia, încă n-am plecat de la muncă. Păi și ce? Las că o să ajungă, nu mai fie așa. O să fii la televizor, calmează-te. Da. Poate nu mai ajunge deloc. Mamă! Că nu mai poate să glumească omul acum. Ia, uite. Am, ce glume! Ia, băi! Mama, ce faci, mă? Acum s-a venit de una mică. Da, mă, băi, de emoție. Am vrut să iau și sticla cu mine. Hai, mă, tată. Bine, puțin, mă, miroșa băutură. Mergem la oameni în casă. De una am vrut să merg, că ai insistat tema să merg, că eu nu vreau să merg nici o seară la televizor. Da. Nici eu nu mai vreau să merg. Cum? Nu, ce prostii vorbești? Nu, stau aici și aștept pe Sia. Sorine, nu stai nicăieri, trebuie să te duci acolo, că e prima oară când apari și tu la televizor. Te duci, o să vină Sia. Haideți, mă, odată, trece timpul, stăm de taclale. Eu nu vreau să pierd filmul. Hai, Marcelo, odată. Păi să vin ce dat întâi. Măi, te mai încet, că doarme copii. Păi asta zic. Eu nu vin. Nu pot să-l iau, că o să fie agitație multă lume. Mergeți voi, hai, hai. Haide. Da, te uiți aici, la televizor, da? Da, mă, stai că mă uit, da. Bine. Hai, pai, iubitul. Gata, hai, sus ancora, băi. Hai odată. Băi, odată, băi. Hai, dacă pierd începutul la serial, ne pune. Hai, plecați-o. Hai, Marcele! Bine, acum. Fără sticlă. Înțeleg de ce face asta, că știi că nu vreau să-l văd. E tatăl tău și m-a rugat și nu m-a lăsat inima să... Care inima, Liz? Știu că tu nu mă crezi în stare să fac ceva bun. Dar sincer îți spun, a venit la mine, avea lacrimi în ochi, nu vrea decât să-și cunoască fata. Dar nu vreau eu. Nu acum. Am decis că e mai bine să luăm o pauză.
Și la ce ajută asta? Oricum îl urăște pe Petru din cauza ta, că ești tu încăpățânată. Nu mă urăște din cauza ei și știi foarte bine asta. Mă urăște că l-am băgat la pușcărie și pentru că el crede că soția lui s-a sinucis din cauza mea. Și acum îl desparți de fisa. Ah, mi s-a părut mie că vă aud. Gata? Ne-am strâns cu toții? Nu ne uităm împreună la serial? Dar nu pot să stau cu ea. Cu mine? Alice, te rog frumos. Hai sus. Ce s-a mai întâmplat? Unde te duci? Dar nu crezi că stau să mă uit la un serial în care joacă servitorul nostru? Bună! Hei! Unde e toată lumea? S-au dus la Emma să se uite la serial pe televizorul mare. Super! Minunat! Iar s-a băgat scor pe ea în treburile noastre. Nu-ți face griji, că n-o se întâmple nimic. Ba da, o să se întâmple, nu e evident. Deci bagă nasul peste tot, vrea să se combine cu Sorin și încearcă tot felul de mizerii. Cum ar fi să îți pună un pandantiv în borsetă și să te acuze că l-ai furat? În sfârșit, cineva care mă crede. Da. Lasă-mă să facă ce vrea. Tu să ai încredere în Sorin, că eu îl cunosc. Ea poate să facă ce vrea ea. Da, da. A iubit-o. Păi exact, l-a trecut. Iubirea de adolescent. Și el e bărbat acum și un bărbat trece mai ușor peste o iubire. Băi, ce faceți, mă, că începe serialul? Unde-i telecomanda? Sorin, unde e? Unde e cu Emma problema, vine și el imediat. Eu unde stau? Dar îmi pierd filmul, ce faceți? Ai luat, mă, telecomanda? N-au luat el. Dă-te să stai și tractul. Aoleop, de dar... Telecomanda. Ia uite. Să-l dai mai încet, că doarme asta. Ia, vezi, acum merge? Ia, stai așa. Nu. Doamne, nu știu ce să-i mai fac, Emma, pe bune. Oare să sun la cablu? Nu, e târziu, îmi pare rău. Eu o să merg la noi să mă uit, că nu vreau să pierd începutul. Și mă lași singură? Păi, Emma, dacă vrei, vin o să te uiți cu noi, dar eu chiar nu mai pot să stau, îmi pare rău. Sorine, stai. Mereu... Am știut că o să strălucești în meseria asta, știi? O să fii bun, o să reușești. Pe bune? Că mie nu mi-ai zis niciodată asta. Nu, de fapt mi-ai zis, dar fix pe dos. Da, știu că nu ți-am zis, dar nu voiam să-ți fac așteptări false. Dar uite că ai reușit, strălucești, abia aștept să-ți vedem împreună debutul. Ia mâna de pe el! Sia, nu făceam nimic. Tu nu, dar ea da. Da, ea da. Nu, Doamne, potolește-te că tu ești șoața dintre noi două, nu eu. Nu. Ce ai zis, mă? Vă rog, nu vă mai certați, vă rog, măcar azi. Sorin, nu te băga. Ia nu-i spune tu lui ce să facă, da? Aoleu, că altfel ce, a? Că altfel o să vezi tu. Vă rog. Mă, poate iar ești într-un părul ăla tot. Da, poate o să te bată, o termină tot. Ia, mă, ce fac, în brață, ceartă. Ia, gata cu ceartă. Eu nu mă cert cu absolut nimeni. Eu m-am purtat frumos, dar ea mă jignește în continuu. Eu te jignesc? Tu care mi-ai pus pandantivul ăla special în geanta ca să pic eu prost? Doamne, ferește, ești o hoață, de-aia ai anghețit pandantivul. Ia, hai, gata, amândouă, sus în cameră, hai. Eu nu merg nicăieri, vreau să stau să văd serialul cu tine. Sus în cameră, în momentul ăsta, du-te. Sia. Hai, și tu, Emma. Duc eu pe prima. Să nu vii după mine, ai înțeles? Sorine, hai, du-te acasă, că începe serialul. Da, asta o să fac. Mersi, Ilia. Pa! O lălăială. Protagonistul strică tot serialul. De unde l-ați găsit pe ăsta? De la coada vacii? Ce citești, mă? Comentarii pe rețelele de socializare despre serial și despre mine. Ce, cine comentează, bă? Toți! Lumea, intră pe net și-și dau cu părerea. Toți sunt experți. Păi ce ești, bă, nervos? Ce? De bine, de rău? Zici și mie, nu te... Auzi, ce față de țăran are ăla din rolul principal. Tu de ce râzi? Și-a dat seama că se mai cumat. Dacă se mâneai cu mine, spunea, uite, bă, ăsta seamănă cu Terry Savalas, cu Yul Brynner. Cu cine? Niște actor, nu țăram. Lasă-mă în pace, nu vezi că sunt nervos? Al cui nepot o mai fi și ăsta? Al lui bunică. De bune, frate, ce hateri!
Ce e Sorin? E nervos. A citit pe gâțpa alea comentarele de la serial ce aici nu... Indigioșii. Ce că ce față de țăran are ăsta, cum seamănă cu mă sau... Nu mai pot. Mamă, că tu ești lor. Bună. Bună. Tu ești supărat pe mine? Pe tine? Nu, niciodată. Sorin. Sia. Ce vrei să zic? Că mi-aș fi dorit ca iubita mea să fie lângă mine la premiera serialului în care joc? Da, bineînțeles că mi-aș fi dorit. Ești mulțumită? Îmi pare rău că n-am putut să fiu acolo pentru tine. Ai văzut și tu că ne-a luat Petru pe sus la o ședință de urgență. N-am avut ce să fac. Dar să știi că eu sunt foarte bucuroasă pentru tine. Poate că e mai bine că nu l-ai văzut. De ce zici asta? Uită-te și tu ce zic ăștia de mine. Cine? În comentarii. Eu nu pot să cred că ție-ți pasă de ce vorbesc niște loser pe net. Dar cum să nu-mi pese? Înseamnă că nu le-a plăcut, înseamnă că... Poate au dreptate, poate că nu era de mine să mă fac actor. Oprește-te! A fost un vis idiot, sunt... Oprește-te! Tu nu înțelegi că nu trebuie să-ți pese de ce crede lumea? Dar nu pot. N-are cum să nu-mi pese, pentru că mă simt ca un fraier, înțelegi? M-am făcut de râs la televizor. Hai cu mine. Unde? O să vezi. Wake up, open your eyes. Let's go and watch the sunrise. New light to start a new day. With you I'll do it all over again. You know I'll be there. Ce facem aici? You know. Am venit să ne jucăm. Ca atunci când eram mici și nu aveam griji. Dar nu cred că avem voie, sunt de copii. Îți dau eu voie. Și dacă ne vede cineva? Și dacă ne vede ce? Serios, nu poți să trăiești așa toată viața. Cu frică să nu greșești, cu frică să nu încalci regulile, cu frică să nu te vadă ceilalți. Înțeleg unde bați. Ești inteligent și asta îmi place la tine. Pentru? Că mă faci să mă simt așa. Meriți. Mersi. A, am văzut o bucată cu tine pe net. Ce bucată? Uite asta. E frică. Oh, nu! Ba da! Șterge-o! Nu șterg, cum să șterg? E bucățica mea asta. Bine. Ești adorabil. Mulțumesc. Gata? Dai drum? Avem dovezi. O să faci cel puțin 10 ani. Pentru? Trafic de droguri. Nu erau ale mele. Păi nu.
că tu... tu doar le-ai plasat. N-ai nicio dovadă. Noi am fost doar angajați de o firmă din Italia ca să facem un transport, atât. Noi nu putem fi răspunzători pentru ce era în interiorul tirului. Am înțeles. Păi... o să mai stai un pic aici până adun niște probe care să țin. Da, Mira. Bună. Ai venit. Uite, nu vor să-mi dea drumul. Tavi? Ce mi-ai făcut? Nimic. M-a acuzat pe nedrept. Îmi pare rău. Nu pot să te mai reprezint. Ce? Nu mai pot. Am decis să stau departe de tine și de Gianni. Mira, gata. Stai... descurcați-mă singur. Mira, stai puțin. Baftă. Sper să-ți faci dreptate. Să-ți aduc ceva? Hmm? O cafea, un ceai, un avocat din oficiu? Sau... mai e o variantă. Ce variantă? Eu te scot de aici. Și tu mă ajuți. Eu pe tine. Știi că n-am cum. Cine l-a omorât pe tata? De unde să știu eu? Știi foarte bine. Dacă mă ajuți să adun dovezile incriminatoare împotriva lui Gianni, te scot de aici. Nu știu despre ce vorbești. Tavi, asta este singura ta șansă să fii liber. Și eu. Dar și Rosu. Bine, vă scut pe amândoi. Am avut încredere în tine. Mă auzi, da? Mi-a fost milă să nu mor de foame. Și tu ce ai făcut? M-ai trădat. Șeful? Taci. Și de mai multe ori. Șeful trebuie să... Ia ieși-mă afară. Du-te în drumul principal unde ai semnal și dă-i un mesaj polițistei. Zi să vină încoace că am dovezile de care are nevoie. Era altceva, șeful, dar ok, bine. Ți-am făcut nimic, Tavi. Ți-am salvat viața. Da. Dar tu m-ai trădat de mai multe ori. Și problema e că dacă nu vă omor eu, mă omoară Gianni pe mine. Carism, lasă-l pe maică în pace, te rog, lasă-l. N-am eu nimic cu idiotul de fiotul. O să te omor întâi pe tine și după aceea pe Nadia. Nadia? Petru! El capitan? Petru, pleacă de aici! El capitan, sunteți bine? Petru, pleacă de aici! Este explozibil! Ce? Petru, pleacă de aici, că o să explodeze, tu înțelegi? Pleacă de aici! Nu plec nicăieri de aici! Pleacă de aici, am zis! Acum! Pleacă! Nu mă cred!
Ce sunt astea? Somnifere. Nu, mersi, am și eu. Pentru Lia. Dai două pastile. De restul mă ocup eu. Data vii. Spune-i lui Rusu să dea drumul la artificii. Cel mai puternic sentiment. Nimeni nu te poate face să renunți la ea. Nici măcar moartea.